ochiului, efectiv. Fundul ochiului. Ce ar trebui să facă, domnule doctor, pacientul, persoana care a suferit un astfel de incident, accident, da? La domiciliu sau, eu știu, pe unde o fi, la munte, cu prietenii. Ce trebuie să faci în primă fază dacă ți-a intrat în ochi acel obiect, mai și sângerează? Cum trebuie să procedezi până ajungi la unitatea medicală? Un simplu pansament pus peste ochiul închis ar Așa. fi, să spunem, o soluție de bun simț și Mai mult de atât, nu. ambulanță sau venit de urgență cu adus cu mașina la o clinică care să aibă un serviciu de gardă oftalmologic, pentru că adesea lucrurile astea se întâmplă în weekend, se Da. întâmplă noaptea. Sau în zone în care nu există unități medicale deschise la o anumită oră. Am văzut și, știți cum e, vedem de toate, Da. persoane care au stat cu, de exemplu, o sârmă în ochi câteva zile. Nu pot să E cred. de necrezut, da. Nu pot să cred. Deci, lucru logic este să cauți ajutor, să te duci, dar în asemenea cazuri, cel mai bine într-o clinică de gardă și cu profil chirurgical. Și nu prea sunt în Moldova care să facă gărzi decât cele două Spitalul Sfântul Spiridon și Spitalul de neurochirurgie. Neurochirurgie. Am o curiozitate. Cum poți să stai cu o sârmă în ochi câteva zile? Ați tratat, da, acel pacient. Ce a afirmat acesta? Cum de a stat atâtea zile cu sârma în ochi? Bun. Era în interiorul globului ocular, deci nu se Așa. simțea Deci la nu era în exterior. exterior. Bun. Și multă lume există, să spunem, pasivitatea asta, să spunem, în popor. Să vedem ce se mai întâmplă. Mai Poate o să așteptăm fie puțin. bine. Am văzut într-o gamă largă de situații această așteptare, să nu fiu rău să spun, de lăsare, Da. care poate să aibă consecințe dezastruoase. Sau lipsă de informare, sau lipsă de educație medicală, sanitară, Frica de doctori, frica de frica de spital. doctor. Da, cred că așa am fost educați, nu știu cum să spun. La medic se face injecție, la medic un Da, fel de baubau, cel puțin pentru inclusiv generația noastră. copii cărora le se spune, dacă nu ești cu minte, te Te duc duc la la doctor, îți și-ți face face injecție. injecție. Atunci, Da. sigur, când la duci, chiar dacă eu vreau să-i măsor un ochelar, deja el este timorat și da, despre asta e Deci multe de aveți vorbit. încă în secolul 21 aveți de-a face cu pacienți, da, care trăiesc cu senzația că lucrurile se rezolvă de la sine, nu? Cu speranța, da, sau cu frica asta, că dacă te duci la doctor îți trebuie bani, dacă te duci la doctor se poartă rău cu tine și așa mai departe. Da. E păcat. Pentru că, să luăm și partea bună, chirurgia modernă poate să rezolve chiar și unele din aceste traumatisme grave, Complicate, severe. da. Am destul de mulți pacienți care au acuități vizuale, le spunem noi, utile, să spunem, de la 10% și rar ori până la 100% se poate recupera acuitatea vizuală. Să revenim Depinde. la acel pacient cu sârma în globul ocular. Până la urmă, l-ați ajutat, ați reușit să-i salvați ochiul sau ce s-a întâmplat acolo? Da, dar de fapt au fost doi în ziua aia. Da, se întâmplă. Și chiar aș vrea să fac o listă, dacă îmi permiteți, Vă rog. de activități care sunt cu pericol pentru ochii noștri. Vă rog. Prima pe listă ca frecvență este acțiunea de a poliza sau a tăia cu ferăstrău electric. Acolo sar niște scânteie. Acele scânteie sunt fragmente de metal încins care se lipesc de suprafața ochiului. Și dacă veți vorbi cu toți colegii noștri într-o gardă de oftalmologie, cred că vin măcar 5 în fiecare zi. Deci există
o problemă generalizată. Nimeni nu își pune un simplu ochelar de protecție, exact, care probabil costă 30 de lei la magazinele astea de bricolaj. Acei ochelari transparenți de protecție. Transparenți, simpli, poți... cu protecție și pe lateral. Și pe lateral, da. Pentru că există oameni care spun, eu lucrez cu ochelarii de vedere. Da, da, prin lateral, prin lateral intră corpii străini. Da, da. Mergem mai departe, frecvent, mai, desigur mai puțin frecvent și mult mai grav, sunt traumatismele care apar în contextul acțiunii de a ciocăni metal pe metal. Uh-huh. Nimerim un pic strâmb cu ciocanul, sare o bucățică mică de metal, poate de 2, 3, 4 milimetri, care are margini ascuțite și viteză foarte mare. Da. Și din nefericire, astea nu se mai opresc pe suprafața ochiului. Intră. Intră și se opresc pe retină. Și de mult îmi doresc să spun lucrul ăsta, să-i rog pe oameni să poarte acei ochelari de protecție. Cred că poate în jumătate din cazuri mi s-a spus, am vrut să scot un rulment de pe osie, bătând cu ciocanul dinspre rulment înspre mine. Aoleu, și-a sărit rulmentul în ochi? Nu. Acele mici fragmente de metal de care vă ziceam. Am înțeles. Găuritul cu burghiu. Așa. Atunci, în ziua cu domnul cu sârmă, a venit și un domn cu un burghiu în ochi. Deci, cu burghiul în ochi? Un fragment de, să spunem, cam un centimetru care s-a rupt. Desigur, cei care lucrează în fabrică și au o supraveghere, lucrează la strung sau ceva de genul ăsta, de regulă știu să folosească protecția. Mai degrabă este vorba de persoane care mai bricolează, mai meșteresc și au instrumentele, aparatele electrice la îndemână, dar n-au și această noțiune de a-și proteja ochiul. Da. Cositoarea electrică. Cea care, da, știți, se învârte, da, ca o morișcă. Da. Are niște cabluri, da, în capăt și tunde iarba. Una din aia poate să nimerească o petricică. Da. Și, din păcate, am văzut de relativ multe ori acești mici costruini aruncați către ochi sau care chiar au penetrat în interiorul ochiului. Și dacă vă uitați în Occident, orice lucrător care tunde iarba într-un parc poartă ochelari de protecție, ochelari și căști, poartă și mănuși, ca să nu-l, căști, nu-și, da, piardă auzul și așa, da, mai departe. La noi nu există educația asta. Și la noi se, mă iertați că intervin, la noi și la panoul electric se lucrează cu mâna liberă sau la dulii sau la... Și au fost extrem de multe accidente în care au murit electrocutați, dar aminte să protejeze, da, ochii. Nu, sigur, asta nu e, să spunem, de competența mea. Da, dar nu, eu nu asta am vreau făcut să... o paralelă, că... Exact cum spuneați dumneavoastră, noi românii în general spunem lasă că merge și așa, lasă că se poate și așa, mai așteptăm să vedem ce o să se întâmple, când o să se întâmple. Bun, ce reprezintă pentru dumneavoastră, pentru medici, pentru specialiști, o intervenție chirurgicală de genul acesta? Câte ore se stă în sala de operație? De multe ori poate și pentru dumneavoastră e o intervenție care pare ușoară, dar observați că se complică, nu? Ce reprezintă pentru pacient perioada postoperatorie? Pentru noi reprezintă urgențe majore, da, care ar trebui operate, să zicem, în primele 24 de ore. Realitatea este că nu intrăm în operație noaptea. Și în cărțile noastre e scris lucrul ăsta. E de preferat să ai totul la dispoziție, o echipă operatorie odihnită, da, toate instrumentarul, tot pregătit. Deci,
Cel mai târziu, a doua zi dimineața, pentru mine înseamnă că trebuie să intru în sala de operație. Într-adevăr, sunt printre cele mai grele intervenții chirurgicale la care participăm noi. Adică o intervenție chirurgicală obișnuită de rutină poate să dureze 20 de minute sau mai puțin la un chirurg experimentat. Aici ne ducem la o oră, două, depinde. Dar cu răbdare, așa cum am spus, se pot realiza lucruri bune. Bun, iar ca și perioadă postoperatorie, pacientul când va scăpa de acel pansament? Cum e perioada aceea de tratament după intervenție? Clasic, să zicem, până într-o lună de zile, două până la patru săptămâni, se va menține pansamentul. Pansamentul având mai degrabă rolul ca să mențină ochiul închis. Pleoapa închisă realizează mediul propice pentru vindecarea plăgii. Dar recuperarea durează mai mult de atâta. Apare scoaterea firelor, să zicem, cam la o lună de zile sau mai mult. Adeseori e nevoie de intervenții seriate. A, da? Adică poate peste un interval de o lună, două, trei, va trebui să implantăm un cristalin artificial, dacă nu am făcut-o de la început. Și unul nu se poate face de la început. Am înțeles. Sau în domeniul meu, dacă operez o retină și se implantează ulei, se instilează ulei de silicon în interiorul globului ocular, un material viscos care umple interiorul globului ocular, acesta ar trebui îndepărtat cel mai devreme la 3 luni. Hai, 2-3 luni. Deci ne planificăm deja o operație peste 3 luni de zile. Da. E o recuperare dificilă și aici poate ar trebui să, nu știu dacă să mai ating și subiectul ăsta, dar intervine problema reinserției profesionale. Așa. A pacientului. Legal, el are dreptul la concediu, dar concediul nu se poate prelungi la nesfârșit. Uh-huh. Uneori intervine nevoia unei pensionări temporare. Ah, da? În astfel de cazuri? Gândiți-vă că sunt oameni care poate sunt șoferi profesioniști sau am avut pompier, militar profesionist. Ei